Senatorul Crin Antonescu s-a prezentat împreună cu soția sa la DNA Ploiești pentru audieri. Citat în calitate de martor, acesta a fost nevoit să dea unele explicații. Antonescu a dat declarații în dosarul în care fosta nora lui Virgil Măgureanu, Alina Petre, a făcut denunți împotriva sa. Aceasta din urmă l-a acuzat în mod direct de achiziția unui apartament subevaluat de la fiul fostului șef al Serviciului Român de Informații. Mai mult, apartamentul de lux cumpărat la jumătate din prețul de piață ar fi fost un favor pentru care senatorul trebuia să prelungească anumite contracte ale companiei Rompres. În urma acuzelor, Antonescu a negat că ar fi comis vreo ilegalitate. Întrebat în ce dosar este evaluat, acesta și-a exprimat doar presupunerea. S-a petrecut un fapt normal și vă urez o zi bună. Deci nu a fost vorba că ați primit legală? Nu, deci nu, nici eu, nici soția mea, nu am comis vreodată nici cea mai mică ilegalitate. Da, asta este clar. Am discutat despre acest lucru, despre conținut. Puteți revedea declarațiile la detaliu.